Cutremur în România Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a simțit? România a fost zguduită de un cutremur noaptea trecută. Seismul s-a produs la ora-ora 12 și 25 de minute. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INTFP, cutremurul a fost resimțit în mai multe orașe din apropiere. Un cutremur a avut loc în noaptea de joi spre vineri la ora-ora 12 și 25 de minute, în județul Vrancea, zona seismică Vrancea. Conform datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, INFP, el a avut o magnitudine de 3,4. Acesta s-a produs la o adâncime de 122,5 km, în apropierea următoarelor orașe. 38 km vest de Focșani. 61 de kilometri nord de Buzău 73 de kilometri est de Sfântul Gheorghe 84 de kilometri est de Brașov 96 de kilometri sud-vest de bărlat. 98 de kilometri nord-est de Ploiești 98 de kilometri sud de Bacău Cu tremuri peste cu tremuri în Iulie De la începutul lunii Iulie în România s-au produs trei cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4. În acest an, cea mai puternică mișcare tectonică, cu o magnitudine de 4,3, a avut loc în județul Vrancea pe 15 ianuarie, la o adâncime de 74 de kilometri. Anul trecut, pe 14 februarie, s-a produs un seism de 5,7 în județul Gorj, la o adâncime de 6,3 kilometri seisme și în Focșani și Buzău. Pe 29 iunie, un alt cutremur a fost înregistrat în România. Seismul, cu o magnitudine de 2,5 grade pe scara Richter. El s-a produs în zona seismică Vrancea la ora ora 25 minute și 42 de secunde, ora locală a României. Acesta a avut o adâncime de 88,9 km. Conform INFP. Cutremurul a fost resimțit în apropierea următoarelor orașe, 45 de kilometri vest de Focșani, 57 de kilometri nord de Buzău, 68 de kilometri est de Sfântul Gheorghe, 77 de kilometri est de Brașov și 89 de kilometri nord-est de Ploiești. Pe data de 27 iunie au avut loc alte două cutremure în România. Primul seism, cu o magnitudine de 2,7 grade pe scara Richter a avut loc în zona seismică Vrancea, Buzău, la ora ora 23, 25 de minute și 31 de secunde. Al doilea cutremur, de 2,6 grade, s-a produs în aceeași zonă seismică la ora ora 8.14 minute și 26 de secunde. Oltenia s-a zguduit puternic în urmă cu câteva săptămâni. Pe 23 iunie, un cutremur de 2,8 grade pe scara Richter a avut loc în Oltenia, Gorj, la ora ora 18:46 de minute și o secundă. Seismul s-a produs în apropierea orașelor: 25 de kilometri nord-vest de Târgu Jiu, 61 de kilometri sud de Hunedoara, 70 de kilometri nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 76 de kilometri sud de Deva și 91 de kilometri est de Reșița. Tot în aceeași zi, pe 23 iunie, un alt cu tremur de 3,6 grade, a fost înregistrat în zona seismică Vrancea la ora ora 5.34 de minute și 20 de secunde, la o adâncime de 115,3 km, fiind resimțit în orașele, 50 de km nord-vest de Buzău, 63 de km est de Brașov, 63 de km nord-est de Ploiești, 64 de km sud-est de Sfântul Gheorghe. 68 de kilometri vest de Focșani și 93 de kilometri nord est de Târgoviște.